Mihai Leu a ieșit în decor în timpul calificărilor la Super Rally Târgu Mureș, sâmbătă, 2 iulie. Deși s-a speculat că ar fi vorba de un accident, acest lucru este perfect normal atunci când conduci o astfel de mașină la limită, spune Titi Aur. Vreau să corectez, în primul rând nu a fost un accident, ci a fost o ieșire în decor. În automobilismul sportiv, aceste lucruri sunt permise. Mihai a mers și merge de fiecare dată, ca un adevărat campion, doar pentru locul întâi, se luptă pentru locul întâi, locul întâi în automobilism înseamnă să fii mereu la limită, să treci puțin peste limită. Poate s-a trecut puțin peste limită, a derapat un pic prea mult pentru un monopost, a venit foarte tare pentru o astfel de mașină. O astfel de mașină nu-ți dă senzația de viteză, imaginați-vă că este o mașină de circuit. O astfel de ieșire în decor este permisă, este ca un fotbalist este faultat și cade. E o mică ieșire, dar acele garduri protejează spectatorii, iar spectatorii sunt mai în spate, nu chiar lângă garduri. Este practic o fază de joc și de fiecare dată Mihai a mers pentru locul întâi, să observăm că este circuit, este totul protejat, este închisă circulația. Asta nu înseamnă că în același loc, după ce s-a terminat cursa, putem face aceleași lucruri și după competiție, a subliniat el la Antena 3. În urmă cu puțin timp, la intersecția Ștefan cel Mare cu Borsos-Tamas, a avut loc un accident. Un autoturism de curse condus de un bărbat de 54 de ani a acroșat un gard de siguranță, rănind, totodată, doi minori de 6 și 8 ani, aflați după gard. Ambii copii au fost transportați la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate. Polițiștii au deschis dosar penal pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul, se arată într-un comunicat al poliției.